Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la Viața în Culori. Iată că m-am gândit ca de data aceasta să schimbăm un pic registrul acestei emisiuni, să abordăm și o altă tematică care este de interes pentru noi toți, mai ales în această perioadă. O am invitat în cadrul acestei emisiuni pe Mihaela Elena Ișciuc, candidată la primăria comunei Trifești, dar vreau să aflu mai multe despre de ce își dorește ea, iată, să devină primar al acestei comune și care este motivația ei personală. Bună ziua și bun venit la noi, Mihaela. Ai avut o misiune destul de grea în acest weekend pentru că ți-ai lansat oficial candidatura la primăria comunei Trifești. E o curiozitate personală, dacă vrei să o iei așa. De ce îți dorești tu acest lucru pentru tine sau ce te motivează? Pentru început a fost o provocare. O provocare să intru cu dreptul în lumea bărbaților, unde noi, femeile, ni se pare că nu prea ne regăsim sau nu ne găsim locul. Încet, încet am observat că de la o simplă adeziune am putut să fac pasul următor, să devin copreședinte organizației PNL Trifești. Menționez că nu a fost organizație foarte mulți ani. Am început cu un coleg pensionar care a fost dornic să mă primească, să spună da, bine, hai să facem echipă și hai să mergem înainte, să reușim să închegăm o echipă frumoasă. Am fost validată copreședinte, ulterior am făcut și Organizația Femeilor Liberale, unde am activat ca și președintă. La nivelul duminica, comunei, la nivelul, da? Comunei, da. Duminica am predat ștafeta. Sper să fie ok și de bun augur. Caraiman Ionela a luat funcția de președinte la OFL Petrifești. Spune-mi, e o responsabilitate foarte mare, dacă mă întreb eu pe mine, aceasta de a fi primar și de a conduce o întreagă comunitate. Ce te determină pe tine personal? Nevoia. Eu locuiesc din 2006, m-am reîntors în comună și nevoia de mai bine, de practic am încercat să intru în politică sau să fac politică sau acum sunt candidat dintr-o simplă întrebare care mi-a pus-o copilul meu. Mamă, de ce ai făcut casă în comuna Trifești? Păi nu avem utilități, nu avem, le-ai făcut în regim propriu, dar în timp, dacă rămâne fântâna fără apă, dacă nu ai mașină, rămâi fără mașină și nu ai butelie la aragaz, pentru că eu nu am sobe, menționez, nu am sobă, am centrală pe lemne. Curentul, sunt probleme cu energie electrică, i-am explicat, știi, o să avem panouri, știu, da, da, de ce te-ai mutat, era mai bine să rămânem în oraș. Mama, pentru că aici sunt bunicii tăi, aici sunt străbunicii tăi. Și era la modă, prin 2006, toată lumea voia casă. Bine, hai să facem casă, unde facem, de unde suntem, de unde ne tragem. Și am făcut casă și apoi am venit cu anumite proiecte la proiecte, așa zis, proiecte. Doar cerințe la primărie. Am propus domnului primar, am auzit la alte comune cum s-ar putea rezolva anumite chestii și nu m-a băgat în seama. A, știi tu, tot timpul știi tu. Bine, atunci, dacă nu știu eu, am să fiu candidat la comuna Trifești când o să fie alegerile locale. Nu cred că m-a luat în seama cu 2 ani. Dar se pare că după 2 ani de muncă, acțiuni, am stat tot timpul în mijlocul sătenilor, mi-am dat seama că da, sunt pregătită acum să iau frâile în mână, dar nu ca și primar, vreau să fiu lider, vreau să fiu altceva, vreau să ascult problemele oamenilor, să le rezolv în limita posibilităților ce ține de primărie, că oamenii au probleme care nu țin de primărie și merg, sunt agitați, dar nu sunt îndrumați în altă parte. Nu ai tu competențele automat, în sensul acesta, doar că poți să îi orientezi, să-i asculți, nu? Automat, nu doar să le spunem nu este de competența mea sau nu știi sau hai, poți să pleci. Să înțeleg, Mihaela, că a fost o nevoie personală pe care ai resimțit-o locuind acolo zi de zi. Ai simțit că cererile tale nu sunt ascultate și cererile tale și nevoile tale sunt și ale cetățenilor care locuiesc în această comună și te-ai simțit cumva capabilă să îți asumi această responsabilitate, să iei frâiele în propriile tale mâini și să faci ceva pentru tine, pentru familia ta și implicit pentru cei care locuiesc în această comună.
chiar crezi în visul acesta al tău și în planurile pe care le ai? Da, devin realitate. Pentru că am în spatele meu o echipă de oameni puternici, oameni care au dat dovadă de sau promisiunile care le-au făcut de-a lungul anilor, de când sunt primari, de când sunt senatori, deputați, le-au dus la bun sfârșit. În spatele meu este domnul Laurențiu Leoreanu, domnul Mugur Cosmanciu, președintele PNL Neamț. Doamna Varga mi-a fost alături și mă sprijină și cu siguranță o să mă ajute în momentul în care o să am nevoie, pentru că eu sunt deschisă la orice. Nu știu, ok, nu trebuie să mă plafonez, nu știu, nu rezolv problema. Merg unde cred eu că ar putea să mă rezolve, întreb, că nu este o rușine să spui, dom'le, nu știu, învață-mă, pentru că vreau să fac așa ceva pentru comuna mea. Nimeni nu s-a născut învățat. Trebuie să învățăm, tot timpul trebuie să fim pregătiți pentru provocări și să le ducem la bun sfârșit. La mine totul a fost o provocare. Sunt crescută de bunici, părinții mei au divorțat când aveam, eu cred că, o lună. Cunosc comuna, deci sunt născută pe timpul Ceaușescu, am mers la Mac, am mers la Cânepă, am mers la Păpușoi, am mers la Sfeclă, deci nu sunt... Practic locurile acelea care sunt foarte dragi și sunt foarte familiare. Au fost foarte multe lucruri în comuna Trifeș care acum nu mai există. Am avut grădinărie care era foarte frumoasă. Copilăria mea a fost o copilărie frumoasă, chiar dacă erau bazată pe munce agricole, cum s-ar spune, pentru că noi copiii care stăteam la bunici sau eram crescuți de părinți în sat, îi ajutam la treburile casnice sau treburile gospodărești. Acum, de exemplu, copilul meu în fața calculatorului, din când în când mai ies la joacă, dar nu mai au copilăria care... Pe care nu o amintim noi cu drag, nu? Cea petrecută la bunici, la țară. Mi-aș dori să reînvie comuna, să fie cum a fost. De ce nu să facem chiar grădinăria? Pentru că spații sunt, am avut iazuri, avem... izvoare care am putea să le fructificăm. Da, avem iazul în comuna Trifești. Bine, sunt unele probleme pe care ar trebui rezolvate pentru a face ceea ce gândesc eu și ceea ce îmi propun, dar cu siguranță voi reuși. Ce crezi sau care crezi că va fi partea cea mai dificilă în accesul tău la această funcție? Pentru că sunt femeie, pentru că mai sunt că 5 candidați bărbați. Ești singura femeie candidată. Da. Nu știu dacă am mai candidat la comuna Trifeș femei. Crezi că oamenii încă au o reținere în sensul acesta, în a numi o femeie într-o funcție atât de importantă? Se pare că da, dar încerc să le schimb mentalitatea, să le spun că dacă o femeie poate să conducă casa, că în principiu noi femeile conducem, noi luăm banii la soț, salariul vin la noi, noi îl distribuim, noi cam folosim tot ce înseamnă gospodărie. Noi suntem liderul, femeia e liderul în casă. Trebuie să-i convin că și la primărie femeia poate să facă lucrurile mai bune decât un bărbat. Cred că vorbim despre un parteneriat și tot timpul de asta există bărbat și femeie să fie un echilibru. Nu? Așa mă este. Gândesc că într-o astfel de echipă, dacă ar fi o femeie primar și un vice bărbat, nu? Atunci lucrurile perfect, care se vor echilibra ca într-o familie. Cu ce vii tu ca și femeie în această ecuație? Cu o grijă, pentru că știm că femeile pun în primul rând, nu se pun ele pe primul loc, punem familia sau copiii. Eu nu aș generaliza, Mihaela, când spunem noi femeile sau bărbații, avem tendința să ne ducem așa și să găsim câteva caracteristici pentru fiecare. Dar am găsit și am întâlnit și bărbați foarte sensibili care pun preț pe nevoile celorlalți înainte de nevoile lor. Am întâlnit și femei individualiste și egoiste. Cu siguranță cred că s-ar completa unul cu altul, dacă ar lăsa unul și altul. Adică exact ca și într-o familie, trebuie să știi când să iei decizii și când să apreciezi decizia lui celuilalt. Că practic asta înseamnă conviețuire și la primărie, între primar și viceprimar, conviețuire există. Și consilierii sunt cu noi. Eu am optat pentru 3 doamne consilieri. Din cei 18 consilieri, 15 sunt și 3 rezerve, 3 doamne au locuri legibile în Consiliul Local, pentru că mi s-a părut că, ascultându-le și pe doamne, dar și pe domni, am putea face treburile mai bune, cu sfaturi, cu propuneri, nu știu, chiar certată să fiu, domne, vezi că nu este corect așa, ar fi mai bine așa, hai să analizăm. Practic, comuna asta nu trebuie să fie doar unul șef, primarul șef și restul trebuie să asculte. Nu, noi toți trebuie să ascultăm unul de altul
Este o cooperare, nu? Automat. Care ar fi bine să existe. Nu este okay. Și e bine ca acești consilieri, eu bănuiesc, să vină din diferite domenii de activitate, astfel încât să ai o viziune cât mai complexă, nu? Așa și mai este. Completă asupra lucrurilor. Așa este. Ce puțin teamă de toată această, eu știu, activitate în care te-ai... Teamă, da, există oarecum teamă. Chiar discutam la înainte să fiu validată, a fost o teamă că nu am să ajung să fiu validată. Uh-huh. Pentru că exact despre ce discutăm. Sunt femeie, femeile sunt ușor mai... marginalizat într-un fel sau altul, dacă aș în putea domeniul spune acesta, așa, în domeniul politicii. Acesta, având un contracandidat la nivel de partid, domnul mult mai în vârstă, cu o experiență politică vastă, mi-a fost foarte greu, a trebuit să muncesc mult, să fac multe acțiuni. Domnul mi-a spus că, păi, Mihaela, felicitări, tu ai furat startul. Nu am furat startul, de 2 ani am încercat să fac lucrurile să fie ok, să le arăt oamenilor că se poate și altfel. Mi-amintesc că acum 2 ani de 8 martie, când am mers cu Flori prima dată prin comună, au rămas toți surprinși și le-am spus că o să ne revedem și la anul acesta. Din nou am fost. Eu mi-am încheiat acțiunea pe 6 martie, de pe 1 până pe 6 martie și am fost plăcut surprinsă când domnul primar actual pe 8 a mers și el cu Flori în comună. Iată, ai fost un exemplu, da? Da? Un model demn de urmat. Astea se pot face. Sunt foarte multe acțiuni care la nivel de comună Trifeș nu au fost până acum. Știu că la Roman se celebrează 50 de ani de la căsătorie. La noi nu. A fost propus în Consiliul Local, am înțeles, domnul primar a spus că nu sunt bani. Am făcut-o pe banii mei, acțiunea, anul acesta. Ce te-a motivat să faci asta? Să-i văd pe oameni bucuroși, să văd în ochii lor o alinare, pentru că majoritatea au copiii plecați. Nu prea sunt care le deschide poarta. Sau eu nu sunt plecat, acum sunt acasă, dar mă duc foarte rar la bunica. Uh-huh. Bine, acum să spunem că e pre-campanie, că am fost puțin aglomerată, 2 ani am avut 2 locuri de muncă, dar au nevoie de noi, pentru că și noi am avut nevoie de ei. Și acum trebuie să le întoarcem efectiv căldura cu care ne-au înconjurat, acum trebuie să venim și noi la ei. Uitându-te la sat acum, cum ți se pare? Cum îl găsești după atâția ani? Îmbătrânit. Suntem foarte puțini tineri. Și chiar îmi pare rău, am mers în Brănișteni. Cred că 2-3 case sunt goale. Uh-huh. După care o casă este locuită, ori o bătrână, ori un bătrân. Uh-huh. Este dureros. Să vedem că... Ce ai dori să faci pentru acești bătrâni? În primul rând aș încerca să aduc acasă copiii. Uh-huh. Pentru că pentru ei cel mai... Hai că ne apucă plânsul pe amândouă și nu e tocmai ok. Uite, în asta stă feminitatea sunt și în sensibilitatea aceasta pe care o avem. Și mai ales atunci când vorbim despre copilărie și vorbim despre bătrâni, ne aducem aminte de bunicii noștri care ne-au crescut cu atât de multă dragoste. Așa. Și din puținul lor s-au îngrijit să avem tot ce este necesar ca să fim și eu la fel și le mulțumesc pe bunicilor mei și părinților și tuturor celor dragi și cred că e rândul nostru să ne facem timp și pentru ei, că trebuie. E vârsta la care au nevoie din plin de sprijinul nostru. Așa este. Ce vrei să faci pentru ei? Pentru bătrâni? Pentru bătrâni, ce să spun, am deja un proiect în discuție. Aș vrea să fac o mini-bibliotecă, dacă s-ar spune așa, cu câteva cărți, cu tablă de șah, cu ceva care e interactiv, să-i aduc într-un loc anume unde să discute între ei. Pentru că ei nu merg decât la vecinul sau dacă are vecinul este în viață sau dacă este o familie tânără, nu prea se duc. Aș prefera o dată pe săptămână sau de 2 ori să-i adun. Pentru că când am făcut petrecerea de 50 de ani de la căsătorie, am adunat pe toți la biserică, unii cărcotași, ce ai făcut, ce-i panorama asta? Mă, nu este o panoramă. Uite-te la ei să vezi cum stau drepți în fața altarului, cum le sunt reînnoite jurămintele și cum așteaptă, se uită la tort, că am pregătit un tort frumos atunci. Pentru ei au fost și chiar le mulțumesc preoților din comună că au făcut posibilă chestia asta, după care am mers la o petrecere.
Țin minte că domnul Surei din Brănișteni este puțin bolnav. Era la etajul unde am făcut noi o petrecere la un băruleț. A spus că nu poate să urce. A fost ajutat și după o oră nu voia să mai plece. Uh-huh. A, dar eu mai stau, mi-am place. Am dansat cu toți finuții, dacă pot să le spun așa. La început, vrei să râzi de mine? Zic, nu, haideți, vedeți, haideți că o luăm încet, dansăm, ne simțim bine. Și după au început și doamnele și am făcut și horă, s-au distrat. Cei vor să-și reamintească clipele frumoase din tinerețe. Mm-hmm. Într-adevăr, nu mai pot. Nu au posibilități, pentru că pensiile sunt mici, au 400 de lei. Majoritatea. E greu să-și gestioneze acest buget și să mai aibă și astfel de activități. Din când mi-ar place să pot să le fac un centru, v-am spus, o mică microbibliotecă, cum s-ar spune așa, să fie și pentru copii, uh-huh. Eventual tineretul să vină să le citească din cărți bătrânilor sau ei să vină să croșeteze, cum era o șezătoare pe timpuri, mi-ar place să fac. Deci proiectul este în discuție, am găsit și locația, rămâne de văzut. Mă gândesc că poate ai putea să atragi fonduri și să puteți chiar să comercializați ceea ce fac acești bătrâni acolo, nu? O să discutăm cu un ONG. Uh-huh. Până la urmă, cred că lucrurile se aranjează cum ar trebui să fie. Important e să existe dorință și curaj și să încerci și să fii aproape de oameni, să vezi exact ce își doresc ei, pentru că ei verbalizează toate aceste nevoi. Trebuie doar să știi să-i asculți și să faci lucruri pentru ei. Deci, crede-mă, de cred că 3 săptămâni merg aproape zilnic, 4-5 locuințe le fac. Încă au teama în suflet că dacă ne vede primarul, știți, Doamne, eu vă apreciez, ați fost la mine de 8 martie, ați fost când la ziua eroilor am mers la veterani și la văduve, care au mai rămas în viață, mă invită în casă, se uită stânga, dreapta, îți văd, le-a văzut cineva, mă invită în casă și apoi stăm, povestim și nu-ți spun că o doamnă mi-a arătat zestrea, care mi-a arătat ce o țesut, mi-a arătat tablourul de la nunt, am fost super încântată că am intrat printr-o parte și am ieșit prin altă parte, adică la țară încă să mai păstrează, intrăm prin bucătării, cum s-ar spune, și ieșim prin odaie, că ei încă au odaia curată, odaia este odaie. Exact, da. Mi-aduc și eu aminte și mirosul, parcă încă este pregnant din odaia bunicilor. Sunt foarte frumoase aceste tradiții și ar fi bine să le păstrăm și să ne întoarcem la ele și să le valorificăm, Mihaela. Și cred că tu ai și o să ai posibilitatea să faci asta. Oricum, indiferent de rezultatul de pe 5 iunie, eu o să-mi continui activitatea. Sper să le dovedesc. Eu am 36 de ani, deci mi-am socotit așa, mulțumesc. Cred că de 7 ori pot să candidez la primărie și odată tot au să mă aleagă. Și până la urmă, cred că nici nu trebuia să fii în frunt acolo, bine că deții altfel frâiele și dar poți să faci lucruri pentru comunitate și dacă nu ești în funcția respectivă. Automat. Nu, ne putem implica oricum. Mi-a plăcut, v-am spus, mi-a plăcut extraordinar de mult când domnul primar a mers și el cu flori, deci se poate. Uh-huh. Pentru tineri, cum ai putea să atragi tinerii acolo în comuna Trifești? Deja am avut o acțiune cu fotbal, cupa primăverii, am avut altă acțiune la săptămână cu Kentama, e un joc inovator, un joc cu minții. Eu sunt deschisă la opțiuni, primesc mesaje și încerc să transmit că se poate. Cu fotbalul, tineretul. Când facem o echipă, când nu știu ce, am avut echipă, nu mai avem. Bine, hai să facem altceva. Facem 4 echipe sau 2-3, câte s-ar putea strânge. Cine câștigă sau luăm jucătorii cei mai buni de la alea 4 echipe să mergem să jucăm fotbal și în celelalte comune, să-i provocăm. Le-am promis că o să fac din cele 4 echipe care au jucat la Cupa Primăverii. Le-am promis că facem o echipă mai bună și îmi provoc colegii candidați la funcție de primar din comunele limitrofe să vedem cine câștigă, cine e cel mai bun. Că, practic, provocarea este un continuă, provocarea e un continuu câștig. Indiferent dacă pierzi sau câștigi, tot câștigi ceva experiență. Așa este, cunoști oameni, e și o experiență din care poți să înveți. Este altceva, nu stai pe loc, nu stagnezi, mie nu-mi place. Eu sunt de 18 ani căsătorită, am luat-o de la 18 ani m-am căsătorit, 18 ani fac anul ăsta de când suntem căsătoriți, mulțumesc. Ce spune soțul tău despre asta? Soțul mă încurajează. Te susține? Mă încurajează. Cred că ne completăm. El este mai timid, este cu totul diferit, 100% suntem schimbați la 180 de grade unul de altul, dar ne încurajăm unul pe altul.
Acum 2 luni voiam să cedez, nu mai voiam să candidez, mi se părea destul de greu. Pentru că nu știu, lupta mea era contra PSD-ului, pentru că actualul primar este de la PSD, dar și cu partidul. În interiorul partidului. O să fiu validată, nu o să fiu, o să-mi fie recunoscută munca, nu o să-mi fie recunoscută, dar cu Dumnezeu înainte am mers și am fost validată și pentru asta le mulțumesc. Știu că în spatele meu este munca mea și din cauza asta am fost validată, nu din alte motive. Și soțul spunea, nu, că stai liniștită, că o să fie bine, că nu are cum să nu fie bine, că te-ai implicat, că ai oameni în spatele tău. Deci da? Nu-l intimidează că o să ai o astfel de funcție, nu? Nu. Chiar glumește, că îi spun, îți dai seama că te duci la muncă, vii acasă, faci mâncare, că eu mai tot timpul o să fiu la primărie. Deci că da, știi, tu stai aproape de primărie, banii de benzină îi băgăm în buzunar, rămâne de o femeie, glumește acum, pentru că sunt la 4 case de primărie, adică. Mihaela, merită acest sacrificiu, pentru că bănuiesc să ești conștientă că munca la primărie o să-ți ocupe foarte mult din timpul tău. Merită să-ți sacrifici familia, relațiile pe care le ai cu cei dragi, rolul de mamă pentru asta? Da. Merită? Merită. Pentru că aș bucura mai mult decât 2 persoane care le-am acasă, copilul și soțul. Aș bucura o întreagă comunitate. Că cu lucrurile care le fac, le fac și pentru ai mei de acasă, dar și pentru oamenii din sat sau din comună. Așa că bucuria ar fi triplată, duplată, nu știu cum să spun. Ar fi o bucurie mai mare. Atât timp cât pot să fac un bine, n-aș face doar pentru ai mei. Pentru că pentru ai mei fac de 18 ani. Sunt mamă, sunt soția, băiatul face 17 ani anul ăsta. Mulțumesc. Tocmai din cauza asta, el m-a încurajat copilul. Mamă, ai făcut casa, n-ai avut ce face, eu plec la București, ce să mă mai întorc acasă? Nu aveți nimic, pentru ce să mă întorc? Și atunci am intrat în panică, zic, Doamne, pot să mai am copilul doar 2 ani? Că dacă pleacă la 11, la 12 și apoi pleacă. Zic, nu se poate, trebuie să încerc să fac ceva, să îi arăt că se poate întoarce acasă, care la ce și pentru ce. Că te întorci, întoarce pentru o zi, două, o dată pe lună, dar vreau să vină, să vadă că se poate și la noi, se pot găsi locuri de muncă bune. Trebuie să încercăm să aducem investitori. Este o adevărată... Da, e o misiune destul de grea. Da, și... De unde te inspiri? De la cine înveți în domeniul acesta politic? De la domnul Dan Leoreanu. Da. Chiar cred că avem același... Când domnul Leoreanu a candidat pentru prima dată la primărie, acum 8 ani, dacă nu mă înșel, avea 2 contracandidați puternici, vorbeam de Dan Ursărescu și domnul Cărpușor. Ei 2 s-au luptat și domnul primar a câștigat. A fost un lucru bun pentru orașul roman și se vede astăzi. Același lucru cred că am să-l pățesc și eu. Sau să dea domnul să fiu blestemată să pățesc la fel, știi cum să-l spune. Deci vrei să fii exemplul pozitiv și mergi pe construcție? Da. Da? Asta vreau, asta îmi doresc. Cred că ar trebui să se schimbe un pic modul în care sunt organizate și sunt gândite campaniile în zilele noastre. N-ar trebui să mai venim în fața alegătorilor cu ce nu a făcut celălalt sau cu ce nu a fost capabil să înfăptuiască sau să ducă la bun sfârșit, ci cu ce vii tu. Hai să mergem pe exemplul pozitiv. Oamenii s-au săturat de promisiuni pentru că toți promitori spuneau o să fie bine, o să facem, o să dregem. Eu am venit cu în spatele meu cu 2 ani de acțiuni. Le-am dovedit că se poate. Acțiuni pe care le-am făcut cu drag. S-au concretizat. Și s-au concretizat, da. Acum am în spatele meu oameni puternici care au făcut la rândul lor ceva care nu era de închipuit. Vorbim de hidrocentrală. Ce e Dumnezeu să gândea că la Roman ar fi posibil? Nu. Și eu anul trecut, dacă mă gândeam că ar fi posibil să fiu candidat la Comuna Trifești, nu. Se părea irealizabil. Ce-mi trebuie, pentru ce? Dar se poate. Trebuie doar să-ți dorești, să vrei și cu siguranță poți schimba lucrurile. Și lucrurile în bine. Spune-mi, colegele tale, femeile din partid te susțin? Da. Te susțin. Toate. Toate. Am fost plăcut surprinsă pentru că noi femeile, chiar dacă sunt președintă la seniori, acum am fost și președintă la Organizația Femeilor Liberale, am mers la foarte multe acțiuni cu doamnele, la Durău, la București, la Botoșan, la Iași, mi-au plăcut, sunt deschise, nu au venit cu ideea că de unde ești, ce faci. Te-au acceptat și te-au susținut. Perfect, au fost de la început.
mi-a spus, a, ești ambițioasă, cu siguranță o să reușești. Pentru că dacă știi să ceri, să știi că toată lumea o să-ți dea. Dacă taci și te mulțumești cu ce ai, înseamnă că nu-ți dorești mai mult. Și stai la limita limitii, cum s-ar spune. Uh-huh. Așa că dacă tu vrei și muncești și îți dorești cu adevărat, ai să reușești. Ce fel de primar crezi că ai să fii? Cred că un primar dur. Nu-mi plac compromisurile. Dar știi că politica presupune compromisuri. Tocmai pentru că, de exemplu, acum sunt în campanie, este nevoie de bani, sunt nevoie de anumite chestii. Nu, mă susțin. Nu am vrut nici măcar un consilier de-al meu să participe. Financiar, pentru că nu vreau să fac compromisuri. Mi-am asumat candidatura, am muncit pentru candidatura ca să fiu validată, deci mi-asum tot ce e partea financiară, sprijinit automat de soț, pentru că nu vreau să după să, da, știți, am dat, am făcut, trebuie să mă rezolv. Nu. Să te tragă oamenii de mânecuță, nu? Vreau ca lucrurile să fie bine stabilite de la început, să știe că nu fac compromisuri, să știe că ar trebui să, peste tot, să se lucreze corect, să încercăm să rezolvăm problemele unde nu sunt. Pentru că, de exemplu, la comună se spune, dom'le, nu este teren sau parcela, sunt mai mulți oameni pe o parcelă, dar pământul este mai puțin. Păi, frate, eu știu că bunicul meu, acum mulți ani, măsura cu compasul despre ce discutăm. Atunci s-a găsit terenul respectiv și acum nu mai este. Nu l-a luat nimeni cu sacoșa și a plecat. Adică experiența cu tabele de parcelare o am pentru că am fost agent imobiliar. Uh-huh. Și acum, pe timpul precampanie, am întâlnit problema asta. Doamnă, știți, eu am titlul de proprietate, dar pe tabelul respectiv ori sunt în spate, ori nu mai sunt, ori terenul e mai puțin. Iată cu ce probleme o să te confrunți tu din scaunul acesta. Sunt conștientă, atâta timp cât am un aparat în spate care are un salar. Este, de exemplu, avem inginer cadastrist. Uh-huh. Păi tante sau nenea, tu ești inginer, tu ești plătit la chestia asta, păi ce problemă are? Păi luăm titlul, luăm hărțile și hai să le luăm pe alea vechi, care au fost odată și au ieșit bine. Uh-huh. Și atunci rezolvăm problema. Iată, deja ai gândit în... Da, nu sunt pregătită psihic, uh-huh, fizic, din toate punctele de vedere. Într-adevăr, nu le cunosc pe toate. Dar în fiecare zi putem învăța câte ceva. Și dacă o lună de zile, cred că prima lună o să albesc, nu este o problemă. Eu glumesc acasă, zic că dacă albesc, nu trebuie să mă mai vopsesc, că eu sunt șatenă naturală. Și ar fi o bucurie pentru mine. Un avantaj. Pentru tine. Lucrurile se pot așeza, pentru că nimeni nu s-a născut învățat, nimeni nu le-a știut pe toate deodată. Doar că ești receptivă și deschisă să primești ajutorul din partea celor mult mai competenți. Și să spun, dom'le, nu știu, dar pot învăța, stați. Problema nu se poate rezolva din 5 în 5 minute. Au venit cu problema, nu reușesc cu toată aparatura mea din primărie să deslușim, apelăm la alți colegi, uh-huh, care au experiență, care să mă îndrume unde trebuie să bat, la ce ușă trebuie să stau până îmi rezolv problema, când definitiv și la urmă urmei asta este soluția. Ești o fire determinată, da. Și dacă... Sunt încăpățânată, uh-huh, îmi place să rezolv problemele indiferent de situație, până la urmă eu am fost o câștigătoare până acum. Și toate provocările la care am asistat de-a lungul timpului, le-am câștigat. Uh-huh. Și cu siguranță și acum o să fie la fel. Asta se datorează și copilăriei pe care, da, ai menționat-o că ai avut-o. Unica, adică unica este de vină. Uh-huh. Sunt încăpățânată. E responsabilă, nu? Este. Și poate și situația de viață prin care ai trecut, ai fost nevoită să lupți și să faci ca lucrurile să meargă în direcția pe care ți-ai dorit-o. Tocmai, nu? Pentru că, apropo de toată situația, majoritatea oamenilor din politică sau tineretul din politică, ori au părinții care au mai făcut politică sau sunt avocați, sunt judecători, procurori sau au funcții înalte. La mine nu. Tata este șofer, mama lucrează în Italia. Uh-huh. Tot ce am ajuns să fiu a fost datorită familiei, că m-a susținut și m-a și împins de la spate. De ce nu? Că poți. Poți. Când spuneam că ei ți-au creat mediul, nu neapărat că ai avut o situație financiară foarte bună sau... Totul a fost, uh-huh, poți, dacă vrei și îți dorești, încearcă. Definitiv și la urma urmei, viața este o încercare. Așa este. Și dacă e să fie pentru tine acest post, atunci o să fie. Așa dacă este. Nu, cu siguranță altceva este pregătit. Acum un an am avut o excursie în colaborare cu Biserica de la Trifești, cu un grup de cetățeni și mi-a zis că nu, că o să fie bine, ai să ajungi primar. Zic, nu.
Îmi doresc să ajung primar în condițiile în care Dumnezeu mă va ajuta să fac ceva bun pentru comună, că dacă nu prefer să stau pe locul 2, să stau în spate locul 3, poate este altul menit sau sortit să poată să facă ceva pentru comună. Eu m-am aruncat în lupta asta, dar condiția este să pot să fac ceva pentru comună. Dacă nu, pentru că 4 ani să stai și să nu faci nimic, cum poți să mai ceri tu după 4 ani, că automat te obișnuiești. Uh-huh. Bănuiesc că la început este greu, pe urmă lăsăm problemele de la sine, salarul vine, comunitatea poate să rămână cum este, că ceva mai interesează pe mine. Nu. Eu văd altfel lucrurile. Dacă nu pot să fac în primul an, poate primul an este greu, doar accesez. E de acomodare, sigur. Dacă deja în al doilea an nu am un proiect definitiv sau definitivat, nu are rost să mai continui să muncesc, să merg la primărie, să spun că sunt primar și ulterior să-mi iau salariul și să plec. Se pare foarte important că tu, Mihaela, locuiești în comuna respectivă, adică ai și un interes personal ca lucrurile să meargă în direcția cea bună, pentru că e și rușinea aia să mai dai ochii cu oamenii din automat comună când comună. Mergi la biserică sau mergi la magazinul din colț sau la nu știu ce reuniune și să fii nevoită să le explici oamenilor de ce nu ți-ai dus planul la bun sfârșit. Automat. Tocmai diferența de la rural pe oraș este o diferență mare. La oraș te saluți doar cu vecinii de bloc, de scară, de bloc, nu-i cunoști pe toți. La țară nu, la țară trebuie să mergi să dai bună ziua de la vecinul până la în capătul satului. Și e și foarte frumos că se întâmplă asta. Te oprești, te discuți sau te întreabă, dar de-a cui ești mamă? O cunosc pe bunica. Pe rural se socializează altfel și nu trebuie să părem la TV acolo, trebuie să mergem în mijlocul oamenilor. Să le cunoaștem problemele și ei să ne cunoască problemele noastre, când definitiv și noi tineri avem problemele care sunt, încercăm să le rezolvăm pe toate. Eu am proiectele bine stabilite, sper să le pot duce la bun sfârșit. Nu am multe, doar 3. Dar cu alea 3 vreau să le fac. Adică îmi asum 3 proiecte, știu că am resursele necesare să le duc la bun sfârșit și dacă le găsesc, le identific, pentru că sunt determinată, pentru că îmi doresc foarte mult, pentru că îmi iubesc comunitatea din care fac parte. Comunitatea în care trăiesc. Despre asta discutăm. Nevoile mele sunt și nevoile lor și nevoile lor sunt și nevoile mele. Pentru că acolo te identifici cu ei. Tocmai asta a fost ambiția. Dom'le, dacă nu vrei să faci, atunci lasă pe altcineva să facă. Poate tu ai făcut bine ce ai făcut până acum. Nu spun că nu a făcut bine, nu știu, e posibil. Dar uneori e nevoie de o astfel de schimbare, pentru că și oamenii simt asta. Eu cred că după 16 ani ar fi binevenită o schimbare. După 4 ani, dacă respectivul domn sau doamnă nu și-a făcut datoria, păi nene, tu nu, nici măcar n-ar trebui să mai candideze. Eu zic să vorbești cu tine ca și cum ai fi primăriță, așa ar trebui să te comporți, să te vezi deja sunt în mijlocul oamenilor, tu deja te comporți ca un primar. Eu îți doresc mult succes și contra candidaților tăi, că până la urmă cu toții venim cu aceleași drepturi și oamenii aleg, pentru că puterea stă în mâinile lor până la urmă și o să aleagă ce consideră că e mai bine pentru ei și pentru comunitatea din care fac parte. Îți doresc mult succes, îmi pare bine că am cunoscut și această latură puternică a ta și pe cea sensibilă în același timp. Asta înseamnă să fii om, asta înseamnă să iubești, să simți, să gândești, să fii motivat și determinat în același timp. Vă mulțumesc și dumneavoastră, în speranța că ne-ați urmărit, vă aștept data viitoare. Până atunci, vă doresc tot binele din lume. La revedere!